Putinașilor, astăzi suntem alături de Nocivado și o să încercăm să scăpăm de un killer din orașul Bântuit. Mă, mi-e frică de el. Ăsta e clovnul ăsta? Da. Hai că mi-e frică, iau cuțaiul și-l urmăresc eu pe el. Deci e clovnul acesta și o să vedeți că o să fie un cartier întreg și clovnul o să ne bântuie pe toți. Așadar, trebuie să rămâneți până la finalul episodului ca să vedeți ce se va întâmpla. Nocivare! Îl vezi pe ăsta cu cap de pepene? Unde stai? Da, bă! Îi ies felii de pepene din cap. Doamne, cât de troll poate să fie. Băi, tare rău de tot. O, acum se alege... Eu vreau să fiu... Fantoma. Eu vreau să fiu fantoma. Te rog. Eu sunt. Nu, bă, și zi-mi ce trebuie să faci tu ca fantomă, că-s curios. Deci, bă, arată exact ca și clovnul ăla. Am 2000 viață și trebuie să vin să vă prind. Și eu ce trebuie să fac? Să tu dau upgrade-uri aici la safe-ul ăsta, nu? Da, să construiești acolo chestii care să mă împiedice pe mine să ajung la tine, gen. Ok, să nu mă iei chiar pe mine primul, fii și tu, băia, dă treabă. Mamă, deci efectiv dau cu cuțitul, bro. Deci, practic, îți securizezi casa, nu? Asta se întâmplă, îți faci casa de spar mai gușa, securizată. Sparg ușa. Păi da, văd că are 1000 viață ușa mea. Mamă, da, acum sunt la ușa altcuiva și am și o abilitate. Oare pot să bag Robux? Ce anume? Trebuie să dau upgrade de aici, acolo îmi dau numai la bani. Pot să bag Robux în joc? Am făcut level 2. Nu știu, dar am făcut level 2, mamă. Ok, gata, știu cum fac. Mamă, cât de șmecheri minigame-ul ăsta. Ok, închide ușa. Am arbaletă, pot să trag în tine. Și-a fortificat ușa, cum e posibil? Păi și eu mi-am fortificat-o, da, merge. Mamă, păi nu pot să-l prind pe ăsta. Am o ușă acum, ai. Mamă, și ăsta are ușă din asta de fier. Îmi trebuie workbench-ul la 10.000. Au ieșit ăsta aici. L-am prins pe unul. Te văd. Ok, asta trebuie să mă duc la altcineva. Mă vezi pe mine? Uite-mă pe mine aici. Mamă, și ăsta are unde? În spatele tău. Acum în spate. Stai așa că nu te văd. E foarte aproape unde a fost înainte, tot țopă-i pe aici. Stai mă că ies afară, uite-mă, în spatele tău, oprește-te. Ok, nu te văd. Gata, vin aici la cioane. Lasă-mă, nu. Vin aici la cioane, aici erai tu, a? Am înțeles. Nu. Ia uite-l mă ce face. Mamă, cum se duce ușa. Nu. Bă. Ok, ia fii atent. Iau pe asta, joacă pe asta. Bă, 16.000, cum e posibil? Joacă pe asta, barbașane. Oh my god, bro. Da, trebuie să mă duc să prind pe altcineva. Văd aici o ușă. Oare pot să-i sparg safe-ul, gen? A, safe-ul nu merge spart. Să vin cu arma după tine. Te omor definitiv, gen, dacă trag în tine? Nu știu. Păi și cum iau arma, că nu mi-o dă? Uite, arbalete, ăștia trag cu arbaleta după mine, ok. Da, am și eu arbaleta, dar cum? Bă, dar nu-i corect, trage cu arbaleta în mine. Prin ușă, gen, mamă, de-l prim pe ăsta să vezi ce bucate îi dau. Și mie cum iau arbaleta, că nu știu să o iau. Nu știu că au pus multe arbalete aici, jos, gen. Știi? Cred că ca props acolo. Da, uite, le văd. Da, au pus multe așa să mă împiedice. Cred că știu cum au făcut. Știi că îl sparg pe ăsta, nu? Uuu, vin aici. Așa, acum vin de la props. Gata, am înțeles cum funcționează. Mamă, să vezi și-i dau la ăsta acum. Uuu, vin aici, băi, cap de dobleac. Eu te lopătu pe cap de pepene. L-au luat pe genunchi. Da. Bine, s-a dus cap de pepene. Mai e încă unul aici, mamă. O să dau 15.000 să-mi dau delete la construcție. De ce aș vrea asta? Deci ăsta și-a făcut safe mare. Și nebunii. Dar ce stătea aici ascuns? L-am spart. Mi-am făcut un foc. Am dat foc la ușă. Și încearcă la mine să vii să spargi ușa acum. Ia să vedem. Stai să văd unde ești. Dreapta. Aici, dreapta. Gata, te-am văzut, aici, bun. Arată și poza, da. Am foc pe ușă. Eu am foc, și trage bă, și arbaleta. Vezi că te rupe arbaleta mea, dă-te înapoi că te omori, efectiv. Ai, că mă omori. Hai mă, să te văd, hai. Mă, că-ți distrug asta, Nocivane. Bă, serios? Mamă, arbaleta ta chiar îmi dă mult. Te rup pe genunchi. Ia să văd, mai e aici unul. Mamă, și ăsta are arbalete de la jumecher, era. Bun, acum hai să vedem. Workbench, am perfect. Nu. Mă omoară dacă mor, ce se întâmplă? Nu știu, oare pierzi de tot? Oare reînviu? Da! Bă, gata! A murit! What? Doamne!
Deci ai fost torpilă rău. Hai să încercăm să intrăm amândoi deodată acum, să dăm join. Bă, nu pot să cred. Și să ne apă... Deci am murit de tot, eu am crezut că eram viu. Dai join, 3, 2, 1 și... Am dat. Să sperăm că intrăm matching? În același. Hai să vedem. Încă e matching. Da, la fel și la mine. Bun, hai că cred că merge. E destul de greu. Ia 8, 7, da, merge. Bine. Băi, deci faza e felul următor. Dacă te aperi, e mult mai OP. Deci, nu știu, poate tu ca și killer, ca și clown, poate trebuie să-ți faci rost de niște chestii mai multe ca să ai avantaj la început. Faza e în felul următor, că tu, cu cât distrugi mai multe chestii, crești în level, știi? Și devii din ce în ce mai puternic. Dar presupun că trebuie să distrugi foarte multe chestii, adică e destul de greu ca și killer să faci ceva. Da, dar poate poți să faci să ai cumva plecarea mai bună, la modul... Nu-ți crește cumva nivelul pe cont sau nu știu? Hai, poate mă pune pe mine. Știu. Nu suntem niciunul. Hai, vecini, hai cu mine, hai cu mine. Stai, mă duc în dreapta. Du-te la aia din stânga. Oh, s-a dus altcineva. Mă duc la cealaltă. Mamă, 10 secunde. Mai e pe acolo vreuna goală? Nu mai am timp oricum. I-am dat claim la asta. Bun, și acum ce trebuie să fac cum cumpăr? E unul între noi, vezi? E unul între noi și după aia sunt eu. Și pot să-i dau de aici upgrade? Ah, dă-mă 1000, mă costă. Mă vezi cu dinașule? Deci ia s-ar da, te văd. Bine-s. Okay, mi-am fortificat ușa direct, nici n-am stat la discuții. Și eu, da. Doamne, cât 2000. De tare îi. Bă, dacă fortifici ușa, gen, e foarte, foarte greu să vină la tine, sincer. Dă pe podea și să ții neapărat arbaleta. Ar merge arbaleta, da. Dar vezi că unde da. Dai pe podea, acolo spune arbaleta. Da, 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 păi ia una chiar aici la ușă. Dar mi-a întors-o, de ce mi-a pus-o invers? Wow. Păi depinde cum ai pus-o tu, probabil. În ce direcție te-ai uitat tu când ai apăsat. Ah, ok. Nu știu, zic și eu. Hai să mai pun una. Nu, mine pune invers, efectiv. Nu știu. Ah, ok. Nu știu de ce, dar... Adică le pune așa către tine, le pune. Mi le pune bine. Gata, mi-am luat 3 arbalete, să fiu blindat. De ce am deschis asta? What? Mi-am deschis ușa. Nu vine să cred. Mi-am fortificat și mai bine ușa, dar nu vine la mine, n-avem. Da, și am fortificat-o. Dar faza e că avem noi, probleme. Ca să scăpăm, trebuie să... Ah, clovnul e la vecinul dintre noi. Da, uite, sparge acolo. Ca să scăpăm de el, trebuie să-l batem. Dacă nu-l batem, nu cred că o să scăpăm niciodată. Bun, păi ok, la prima oară ne blindăm noi. Probabil va veni el la un moment dat peste noi, mă. Am 7000 bani, 8000 bun. Păi am ușă de asta șmecheră. Dar acum vezi că nu mai pot să o blindez, că am nevoie de altceva. Da, îți trebuie alea, dar nu mai știu cum faci rost de ele, sincer. Poate trebuie să faci upgrade mai mare la... La ăsta, la safe. Nu, dar am făcut eu... Nu la safe. Workbench-ul. Costă 10.000. Workbench-ul? Ok. Da. Hai să-l pun aici în spate de tot. Și ăsta îți dă puncte din alea, știi? Cu 20.000 dai upgrade la el, să-ți dea și mai multe puncte din alea. Da, mă, tare. Uite, și la... Vezi că și la crossbow le dai upgrade. Da. Deci uite, toate da, pot să le fac level 2. Da, dar problema e că nu știu dacă trag după el, că sunt dreptate invers, wow. Dar cred că o să trag oricum, nu știu. Sper. Bun, și la props poți să-ți iei chestii care, uite, fireplace-ul îți dă, set the door on fire, gate-ul, adică poți să faci din ce în ce mai multe chestii. Bam, bam, am bun, investit în upgrade-ul ăsta. Ca mi-aș face safe-ul mai mare, da, și eu. Să vină bănetul. Am arbaletele toate de nivel 4 sau ceva. Da? Eu încă n-am făcut upgrade acum. Poți pune mai multe workbench-uri. Păi îmi blindesc cu workbench-uri. Bă, hai, bă! Dar moare pe ușor! Da. Nici n-ai timp să faci ceva. Faza e că dacă se bagă acolo să se lupte și are arbaletă, e gata. Easy peasy. Da. Mi se pare greu ca killer. Da, mai încercăm o dată sau? OP. Hai încă o dată, da. Hai de că aici? Sunt aici, da. Nu te văd. Uite, sar acum. Nu mă vezi? Nu te văd. Nu. Ne-a băgat în altul lobby? Nu mai suntem în același lobby, dar hai să revenim în același lobby. Ok. Sperăm să pic eu Ghost. Bă, chiar tu ai picat. What? Și sunteți și puțini voi, sunteți 3 supraviețuitori, efectiv. Da, gata, am închis ușa nocivane. Pe cineva a dat leave, mamă, ăsta o să fie un meci tare. Ăsta o să fie un meci tare. Ai văzut că ai și putere, poți să tragi cu foc. Da, hai că mai reușesc să trag eu cu foc. Nu, eu gen pot să trag cu foc.
Nu tragi cu foc, îți dă attack speed mai mare și cred că dai mai puternic puțin. Bun, bă, nu la mine. Direct. Nu, mă duc peste ăsta. Da, dar nu-i distrug, ba, da, îi distrug ușa. Și-o pus arbalete deja. Mamă, ce dau arbaletele. Păi și cum pot eu să fac level fără să mă risc? Trebuie să tot dai, nu prea ai cum. Cred că ție-ți crește viața, nu? Sau cel puțin dacă faci level, îți crește full. Mă duc la cineva care nu și-o pus arbalete, urgent. Da, eu am 7 arbalete la mine, degeaba vii. Okay. Da, uite-l acolo cum dă. Și-o pus arbaleta greșit, bine. Nu, și-o întors-o. Cum o întors-o? Uite, mă, eu n-am cum, eu sunt prea slab. A, uite, de aici cred că poți să-ți iei heal. Da, bă, e o zonă de unde tu tot faci rost de heal înapoi. A, acum văd acolo cu verde, da. A, deci te tot încarci. A, am înțeles care e faza. Și cu cât avansează la ușă, gen, cu atât o să fie mai greu să o facă mai bună. Și tu practic devii din ce în ce mai bun și la un moment dat o să fie discrepanța asta, știi? Păi da, dar eu nu pot. Uite, eu vin aici, mă bat astea arbaletele instant. Uite, mai am, îmi scade 500 viață instant. Nu pot să fac față. Mare țeapă, da. Da, trebuie să te tot duci la alții dacă nu, care nu și-au făcut upgrade-uri. Păi da, sunteți doar 3 și mă bat ăștia de mă rup. Hai la mine, că mi-am pus și arbaleta. Uite, îi dau un arbaleta acum. Hai că, dar mai am 700 viață în momentul ăsta. Cum își învârte asta, mă? Băi, eu n-am nicio șansă să vă bat. Băi, trebuie să fie o chestie. Nu, poate dacă distrug și mașini, îmi crește level-ul? Nu știu, posibil. Să încerc să distrug orașul sau ceva, știi? Cum mă întorc asta? Că nu înțeleg cum mă întorc asta. What? A, dar eu trebuie să tot folosesc spell-ul ăsta, mai nu l-am folosit. Păi da, dacă îl folosești, probabil că o să-ți crească mai repede. Dar gen, eu nu știu cum întorc astea, arbaletele. Ia să încerc eu să mă duc să distrug un save din ăsta al unui player care nu există, să văd dacă cresc în level. Deci efectiv nu știu cum întorc arbaleta, mi-o pune invers. Explică-ne și mie, te rog, ce pot să fac în condițiile astea, că eu nu pot să mai intru la voi, sunteți prea OP. O pată știe instant. Nu știu cum întorc asta, wow. Oh my god. Mor de plâns, bro. E foarte greu ca și clown. Păi și cum puneai astea cu fața, gen? Uite, s-a aproape mort. Deci m-am dus 3 secunde, am murit. Nu știu cum le pui cu fața, dar vezi că le poți învârti. Păi asta e cum? Nu știu, că cineva a învârtit, a pus greșit și după aia a învârtit. Am dat de 5 mele pe player, ești nebun. Nu mi-apare nimic să învârt asta. Bă, deci eu nu pot să fac level, ceva îmi scapă și nu înțeleg ce. Ba, nu veni la mine. Păi dar n-am ce să fac, am level 1, voi sunteți prea OP, mă apropii după aceea să o să fac viața. Săracu, nu ceva, nu? A, să mă, că îmi fac eu ușa asta bombă. Eu nu știu să joc, nu înțeleg. Vin la tine, că n-am ce să fac. Vin la ușa mea și dă-i. A, se întoarce singură. Ok, am înțeles. Mamă, păi n-ai cum să-mi distrugi ușa asta, îți dai seama că trebuie să dai. Și mie, ce pot să fac eu? De ce nu pot să bag roboti măcar sau ceva? Am 21 din 28, dar ce trebuie să fac eu exact? Trebuie să te duci să-i bați pe alții. Păi da, dar n-am cum, uite-te. Ia stai să vedem. Am murit. Asta. Ai murit? Efectiv, n-ai cum. E foarte greu. Gen... Da, e foarte greu. Bă, ia uite, bă, turnul. Ce turn? Ah, sunt ok. Turn. Mamă, hai cum să stau? Mai încercăm o dată, nu știu. Doamne. Ești aici? Da. Hai să mai dăm o dată. 3, 2, 1, dar nu că nu ești cu mine. Ba, ba da, acum. 3, 2, 1 și. Am dat. Mama, dacă prindem aici 6, 5. Matching game. E clar. RIP. Încă o tură, prietenii, mult mai fain să-ți aperi baza, sincer, mult, mult mai tare. Da. N-ai ce. Ia uite-l că vine, e aici, la mine. Păi, dacă mi-a pus o arbaletă, e gata. Bă, vrea să-mi dea bucata. Oh my god. N-are, mă, nicio șansă, fii serios. Mi-am făcut upgrade la ușă. Fii atent că încearcă să sară la mine. Wow. Mă, da, îs curios cum o rotești, serios, că nu. Se rotește singură, gen. A, când vine? Ok. Da. Hai să-mi iau aici o arbaletă să-mi pun și eu. Perfect, îmi dau upgrade. Aici îmi pun imediat. Îți pui workbench-ul repede. De fapt, nu cred că mi-am pus arbaleta. Cred că l-au mor. O făcut level up. Are level 2. Tu l-ai făcut? A, bă, tu pe cineva era lângă. Da, cred că da, are level 2.
Na, ai văzut? Are noroc, fortificățușa îți dă... Ce mă, că n-are nicio șansă împotriva ta. Mamă, stai așa că trebuie să-mi fac și aici upgrade mai bine. Na, băi, la jumate ușa mea. Ușă. Oh my God. Păi fă-ți la ușa upgrade. Păi stai, că nu mai pot, că nu mai am bani. Nu pot să cred că te bate. Sper că nu. Gata, mi-a fortificat-o. O luat-o de la zero. Da, dar vezi că și lui i-a făcut viața. Da, păi și-a făcut level, are level 3 acum, are 8000 viața. Are cât ușa? Da, bă, de ce efectiv stă la mine, la ușă, what? N-am știut eu să o joc ca lumea, probabil. 8K. Sau nu știu. Deci acum trebuie să mă bazez pe upgrade-ul la ușă. Mamă, nu știu ce să fac, cred că mă bate în ocivane. Nu pot să cred, bagă-te pe ușă. Am 4000. Păi da, a făcut iară. Wow. Bag upgrade-uri. Aștept. Mai trebuie încă 1000. Mamă, nu pot să cred, îmi distruge ușa. Am reușit, am reușit. Bine, la limită. Mai avea încă 500, cred că. Doamne. Bagă și workbench. A, uite că și el a făcut level up. Da, da, da. Mai îmi pun acum din astea. Deci dacă tu îți dai level up la ușă, îi dai și lui level up cumva. Pentru că instant se întâmpla. Posibil, da, nu știu. Oh my God. No, la mine n-are nicio șansă. Deci eventual să zicem că are o șansă la primii la care se duce. Ocivane, dacă ajunge la mine... Mă primești la tine, fug cât mă țin picioarele. Da, 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 și intri repede. Da, să nu te omoare. Păi dar nu mai da. Ba da, da, mi-am pus, dar nu dă decât aia de la ușă. Asta e faza. Păi numai asta dă în el. Puneți mai aproape. Pe cum, că în mine tărgeau vreo 6 arbalete deodată. Nu știu, astea alte sunt moarte în cadă. Nu știu ce să zic, bă. Nu că e ok, mai am 10.000. Mamă. Puneți arbalete, dă-ți upgrade maxim la arbaleta de la ușă. Da, așa că trebuie să-mi fac upgrade la ușă mai degrabă. Păi vezi că are cum are mă 32.000 viață? Are level 5-6 acum. Am nevoie cum de asta. Cum face level? Nu știu. Să-ți distruge ușa. Mamă, 6.000 mai am nocivane. Te bate de te rupe. Deci îi destul de OP, doar că nu știam noi să folosim atâta tot. Da, n-apuc să fac nimica. Hai la mine distruge dacă asta. Poți veni la mine? Fugi la mine dacă poți. Vezi că vine peste tine, a intrat. Vin. Hai la mine, repede. În spatele meu, nu? M-a omorât. Doamne. Hai că mă uit la tine. A început la mine, da. Oh my God. Hai să-l văd acum, mă, ia. Uite-te cum deci îl rup. Nu pot să cred. Uite-te cum îl rup eu pe genunchi, că n-are nicio șansă la păi mine. Păi da, la tine ți-ai apucat să-ți faci upgrade de mare. Mamă, deci, ce-i dai? Uite-te, vezi? N-are nicio șansă. Come on. Mamă, fugit. Fuge direct. Păi da, pe ce mine m-au tot presat și n-am avut timp să fac nimic. Păi da, asta a fost. Mama. Dar vezi că la mine trăgeau toate trei arbaletele. Păi da, dar la mine trăgea numai asta din mijloc, nu știu de ce. Poate s-o băgui, gen. Da, nu știu, pentru mine e prea easy, n-are nicio șansă să mă bată. Stai să vedem ce level are, că sunt curios, oare mi-apare level 5 și are 32.000 viață. Bă, o duce da, destul el de bine. Da, el să facă level-ul, da? Degeaba, mă, că îl rupe genunchi. Asta că mi-a dat idee. Cam one shot aproape. Sau cel puțin eu nu-l vedeam lângă mine. Uite și tu la ușa mea. 128.000. Mamă. Da, trebuie să facă level mare, probabil, ca să dea așa tare în ușa ta. Deci tu mă mai vezi pe mine acum? Cum te uiți la mine? Da, 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 pot să mă uit cu spectate la toată lumea. Ah, ok. Cum te văd și că stai pe save și... Și fii atent că îmi pun și props-uri. Ca să nu zici, uite, bam. Props. Bam. Ok. Din ăsta electric, cum îl activez? Că nici nu știu. Păi nu știu, cred că e activat direct. Da, e activat, la da. Ușă, direct, da. Mamă. Îmi pun toolbox. Ce faci cu toolbox-ul ăsta? Că nici nu știu, nici n-am citit. Îl încolo. Trebuie să văd pe unde îi. A, uite, acum se luptă cu cineva. A, îmi dă... Pot să îmi pun patul din ăsta. Cred că printer. Moare. Îl bate ăsta. A, uite, ce a fugit acum. Ce să fac? Că mă fuge, da. Mamă, 9000 are. Uite, am un upgrade la ăsta. Uite-te la arbaleta mea cum arată. Ce să facă, mă? Da, deja e greu să vă bată. Dar o ieși destul de ok. Adică a făcut level destul de mare. Level 6 e destul de mult, cred eu. Și ce mi se pare tare? Mi s-ar părea tare dacă cumva jocul te-ar forța să ieși afară, să te bați, să strângi chestii, să te poată prinde și afară. Că dacă tu stai blindat la tine... Da, da, faza e că uite, de exemplu, acum are speed-ul mare și îi dă ușa destul de repede jos. Numai că primește chiar... foarte mult damage. Mai are 3000 viață. Să joace. Ce-i drept, ăla știe să joace, îl văd. Probabil, îl văd da. Știe. Are 64.000 viață și cred că te costă destul de mult la un moment dat încât nu mai prea poți să faci upgrade la ușă gen, știi? Zici? Da.
Eu așa cred. Și dacă intră peste tine, ai murit, că îți dă două bucăți, trei și gata, te-ai dus. Deci eu am toate astea, hai să-l văd dacă vine la mine, că îl rup de... Nu știu dacă vine, uite, da. Și acum la tine se poate duce să-ți distrugă crossbow-urile și cred că face level. Cred că da. Mamă, uite cum trage după el. E mort imediat, n-are ce să facă. Da, e destul de greu dacă se plimbă pe aici, are level 6, acum și pierde timp, n-ar trebui să piardă timp. Uite ce ușă am eu, 256 de mic, come on. O, da, Liv. O, da, Liv. O, da, Liv. N-am mai putut. Da. Băi, tare, mamă, tare, dar trebuie să fii super pro player să câștigi ca și clown. La mine cam nu da. Mai intra, eu, acum dacă mă chinuiam, puteam să-mi fac casa de 1.000.000 în viață în 2 minute, 1 minut de acum. Oricum a fost super tare, adică pe total așa e tare ideea, putea fi făcută chiar puțin mai șmecher, părerea mea. Adică trebuie să fie mult mai OP clovnul. Da, să aibă puțin avantaj mai mare la început, pentru că oricum na, în late game nu prea mai are avantaj deloc. Da, ok. Vă mulțumim pentru vizionare, like-ul blană, subscribe-ul blană, toate cele bune. Pa, pa tuturor! Și pa, se zice Barbașane. Și pa.